CSMSH l-a înregimentat săptămâna trecută pe fundașul brazilian João Paulo Dantas, fotbalist ce pare să-i fi convins pe oficialii grupării din Copou că merită să îmbrace tricoul alb-albastru. Sudamericanul a impresionat în meciul amical disputat la Adjud cu formația locală și cel mai probabil va semna o înțelegere valabilă pe un sezon cu moldovenii. Deși a făcut o figură bună până în prezent, João Paulo stă destul de rău la capitolul jocuri în picioare. În ultimii 3 ani acesta a evoluat în doar 8 meciuri oficiale pentru echipele de club la care a activat. În vârstă de 27 de ani, João Paulo Dantas a mai jucat în carieră la formații precum Chaves, Santo Andre, Inter Baku sau Atletico Sorocaba.